Pace și binecuvântare, Domnul să vă binecuvinteze pe fiecare dintre voi. Peace and blessings upon each and every one of you. Este o binecuvântare să fiu cu voi la părtășie și mulțumesc Domnului pentru lucrul acesta. There is a blessing to be with you at the fellowship and I want to thank God for this. Și mulțumesc Domnului că pot fi de folos și împreună putem avea o părtășie cu cuvântul Domnului. And I'm thankful to God that I can be useful and together to have a fellowship with the Lord. Mesajul care l-am în după masa aceasta cu ajutorul Domnului de la Matei 25, versetul 8. So the message, the today's message would be with the grace of God from Matthew, Matei 25. Ia, o să un pic nu vă aud bine sau o să mai... Okay, deci. Matei, capitolul 25, versetul 8. Versetul 8. Oh, ok, slăviți să fie, Domnul. Citez. Cele nechipzuite au zis celor înțelepte, dați-ne din unde lemnul vostru, căci ni se sting candelele. Cele înțelepte le-au răspuns, nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă, ci mai bine duceți-vă la cei ce vând unde lemn și cumpărați-vă. Pe când se duceau ele să cumpere unde lemn, a venit mirele. Cele ce erau gata au intrat cu el în odaie de nuntă și s-a încuiat ușa. Mai pe urmă au venit și celelalte fecioare și au zis, Doamne, Doamne, deschide-ne. Drept răspuns, le-a zis, adevărat vă spun că nu vă cunosc. Vegheați, dar, căci nu știți ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului. So I'll also read from Matthew 25, verses 8 and down. excuse me, what it says. And the foolish said to the wise, give us some of your oil, for our lamps are going out. But the wise answered, saying, no, lest there should not be enough for us and you, but go rather to those who sell and buy for yourself. And while they went to buy, the bridegroom came, and those who were ready went in with him to the wedding, and the door was shut. Afterwards, the other virgins came also, saying, Lord, Lord, open to us. But he answered and said, assuredly, I say to you, I do not know you. Watch therefore, for you know neither the day nor the hour in which the Son of Man is coming. Titlul mesajului poartă numele Duhul te face cunoscut Domnului Iisus. So the title of the message... Ok, poți să repeți? Titlul mesajului, Duhul te face cunoscut Domnului Iisus. So the title of the message, the Spirit made Jesus Christ known. Ca o mică introducere, de-a lungul vremurilor, oamenii au avut diferite așteptări și încă mai așteaptă. So as an introduction, we know that for many years, people had many expectations, and they do have expectation even today. Noe făcea corabia și aștepta să vină potopul. Noah was the one that preparing the ark and was waiting for the flood to come. Poporul Israel aștepta izbăvirea în țara Egiptului. The Hebrews, the God's people, waited to be redeemed from the enemies. Daniel și ceilalți așteptau izbăvirea în țara Babilonului și reconstruirea templului. Daniel and the others were waiting the redemption and for the Israel to be reborn again or reconstructed. Și astăzi biserica așteaptă să vină Domnul Iisus. And today the church is waiting for Jesus Christ to come. Acestea sunt câteva din așteptările oamenilor. These are some of our expectations. De cealaltă parte, oamenii depind de relații unii cu alții. And on the other hand, people depend on the relationship with each other. Ne place să fim cunoscuți, să avem relații, să ne cunoaștem unii cu alții.
We like to be well known, to have relationships among ourselves. Ne place să avem relații cu oamenii importanți din lumea noastră. We like to have relationships with people that are important in our life. Și de multe ori ne folosim de aceste relații. And many times we use these relations. Dar vreau să prezint cea mai mare relație. But I want to present to you the greatest relationship Care cineva poate să o aibă. That anyone can have. Este relația cu Domnul nostru Iisus Hristos. It is the relationship with our Lord Jesus Christ. E relația aceea ca Domnul să te cunoască pe nume și să-ți zică pe nume. Do you want this type of relationship that God would know you by name and call you by name? Și poate ești creștin și totuși nu ai o relație așa de bună cu Domnul. Maybe you are a Christian, but still don't have such a great relationship with the Lord. Am vrea din Cuvântul lui Dumnezeu să învățăm câteva lucruri, cum ne putem apropia de Domnul nostru, să ne cunoască mai bine. I want from the Word of God to learn few things, how we can get closer to Him, to know Him better. Pentru că pocăința are doi pași. Because the repentance has two steps. Primul pas ar însemna întoarcerea de la rău spre bine. First step would be turning from bad to good. Și al doilea pas în pocăință înseamnă o alipire de Dumnezeu. And the second step would be a closeness to God. Nu te poți lupta o viață întreagă doar lepădându-te de rău. You cannot fight a whole life just try to get rid of everything evil. În momentul pocăinței te-ai lepădat de rău, l-ai lăsat. And the moment you repent, then it means you departed from everything which is evil. Și urmează o luptă ca să te apropii și să te lipești de Domnul. And then it's the fight to get closer to the Lord. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. And may the Lord help us in this direction. În pasajul care l-am citit avem două exemple. In the passage that we read, we have two examples. Un exemplu negativ și unul pozitiv. We have an example which is negative, another one is positive. Un exemplu de comitere și unul de omitere. An example of a commission and one of omission. Omitere, au omis să facă voia lui Dumnezeu. So one omitted to do the will of God. Când vorbim de comitere, au pus în aplicare cuvântul lui Dumnezeu. When we talk about commission, that means they applied in their lives the word of God. Deși aici avem două situații foarte diferite, ambele 10 erau fecioare. So even though we have different situation, we see that both groups or virgins. Dar la 5 lipsea ceva din interior. But five of them, they have something missing inside. Toate 10 aveau un de lemn în candelă. All 10 had oil in their lamps. Dar 5, vasul lor era gol. But five of them, their vessel were empty. Și aici este problema. And here is the problem. Nu ne putem apropia de Domnul nostru ca să ne cunoască dacă suntem goi pe dinăuntru. We cannot get closer to God for Him to know us if we are empty inside. Când vorbim de un de lemn în vas, ne referim clar la Duhul Sfânt. And when we speak about oil in our vessel, we're referring strictly to the Holy Spirit. Și am vrea să lămurim lucrul acesta cu câteva pasaje din Scriptură. And we want to try to justify these things through a few passages from Bible. 1 Samuel, capitolul 16, versetul 13. First Samuel 16, verse 13. Samuel a luat cornul cu un de lemn și l-a uns în mijlocul fraților lui. Duhul Domnului a venit peste David, începând din ziua aceea și în cele următoare. Okay.
Then Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brother, and the spirit of the Lord came upon David from that day forward. Cuvântul lui Dumnezeu vrea să ne arate atunci când vorbește de un de lemn, vorbește de puterea Duhului Sfânt. So we see through scriptures that when he speaks about oil, actually speaks about the power of the Holy Spirit. Și în al doilea pasaj care ne dă un indiciu, Psalmul 45 cu versetul 7. And the second, it's Psalm 45, verse 7. Tu iubești neprihănirea și urăști răutatea. De aceea, Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns cu un delem de bucurie mai presus de tovarășii tăi de slujbă. Yeah. Praise God. You love righteousness and hate wickedness. Therefore, God, your God, has anointed you with the oil of gladness more than your companions. Cuvântul lui Dumnezeu din nou vrea să ne atragă atenția că de câte ori se referă la lucrarea unde lemnului, înțelegem că ce este vorba clar de lucrarea Duhului Sfânt. So, just want to specify that when the Word of God, so the Bible speaks about oil, it clearly speaks about the works of the Holy Spirit. Și în cazul fecioarilor cele cinci nechipzuite, lucrarea Duhului, ungerea de sus, le lipsea cu desăvârșire. And in the case of the five unwise or foolish virgins, we see that the works of the Holy Spirit was missing in their lives. Deși se numeau creștini și, atenție, erau fecioare, dar nu puteau să facă o lucrare desăvârșită. So, even though they were named Christians, and be careful, they were virgins, they were pure, but yet they were not able to work in a great way. Și ultimul pasaj care vreau să-l citez, care să ne arate și mai clar lucrarea, este din Isaia 61. And the last passage that I want to clarify is from Isaiah 61. Citez. Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine, căci Domnul m-a uns ca să aduc vești bune celor ninorociți. El m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia și prinșilor de război izbăvirea. What he says, the Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord has anointed me to preach good tidings to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to those who are bound. De aici se trage concluzia. Ca fecioară care așteaptă să vină mirele ei, ea trebuie să facă și o lucrare de slujire. So from here we conclude that for a bride to wait for the groom to come, we also we need to serve him. Și lucrarea aceasta de slujire ar însemna două lucruri. Primul, să arate dragostea lui Hristos care s-a arătat la cruce. So when we speak about serving, we need to show two things. The first of all, the love of Christ that was shown at the cross. Și al doilea, dragostea care trebuie ascunsă pentru Domnul. And secondly, the love that he has to be hidden for the Lord. Și acestea vin numai de la Duhul Sfânt. And these come only through the Holy Spirit. Deci, cu alte cuvinte, când Scriptura amintește aici despre un de lemn, înțelegem că este vorba de Duhul lui Dumnezeu. In other words, when Scriptures mentions here about oil, it clearly speaks about the Spirit of God. Aș vrea să ne uităm acum la cele cinci înțelepte. De ce era atât de importante și Domnul le-a binecuvântat pe ele? So now I want to look a little bit of the five virgins, wise virgins. God blessed them. They were so important. Și se pare puțin nedrept să aștept. And it's kind of hard to wait. Și totuși la urmă să spună nu te cunosc.
And in the case of the foolish one, to wait and at the end to tell you, depart from me, I don't know you. Acestea vin cu argumente și vor spune, Doamne, am slujit și am făcut diferite slujiri. And this group would come and try to argue, Lord, we serve you different type of ministries. Și răspunsul Domnului este, nu vă cunosc, niciodată nu v-am cunoscut. And the answer from the Lord is, I don't know you, I never knew you. Iar cel înțelept Domnul le spune, veniți pentru că am fost în diferite situații și m-ați ajutat. And you, the wise one, the Lord will say, come to me because I was in different situations and you have helped me. Dacă veți observa în cuvântul arătat, înseamnă că ce aici este vorba de o dragoste care nu trebuie justificată și spuse cu cuvinte. So if we see in the scripture that have shown, it speaks about a justified love that we don't need to explain to anyone. Pentru că la un moment dat ele vor spune, Doamne, când te-am văzut noi și ți-am făcut asemenea servicii? Because we hear them saying, Lord, when did we see you and did such things to you? Dar Domnul a spus, ori de câte ori ați făcut lucruri bune celor neînsemnați, mie mi le-ați făcut. But the Lord said, every time you did good things to the least among yourselves, to me you have done. Iar aici este lucrarea din nou a Duhului Sfânt, pentru că Duhul Sfânt vine la pachet, dacă vreți, cu dragostea desăvârșită a lui Dumnezeu. And here is the works of the Holy Spirit, because the Holy Spirit comes as a package, working in you the works of the Lord. Și ca să clarificăm lucrul acesta, citim de la Romani capitolul 5, versetul 5. To clarify these things, we'll share a verse, Romans 5:5. Iată nădejdea aceasta nu înșeală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Okay. Just a little bit. Romans 5:5, for it says, now hope does not disappoint, because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us. Dacă le vom observa, ambele 10 fecioare în așteptarea lor au făcut aceste lucruri. So if we see, we observe that both groups of virgins did these things. Dar la 5 dintre ele le lipsea acea ungere de sus, acel unde lemn care se numește dragoste. But five of them was missing the anointing from above, that thing that is called love. Probabil că cele nechipzuite au selectat oamenii în cine vedeau ei pe Iisus. Maybe the foolish ones selected people who were seeing Christ. Iar oamenii care au adevăratul Duhului Sfânt nu vor selecta oamenii care vor trebui ajutați și ridicați. But the wise virgin would not select the people that need to be helped. Pentru că Dumnezeu nu este părtinitor și la fel nici copiii lui nu sunt părtinitori. Because God does not make differences among people and same the true Christians. Predica poartă numele Duhul te face cunoscut Domnului Iisus. So the title of the message is the Spirit makes known Jesus. Și de aici vrem să tragem concluzia, cum își face Duhul activitatea în viața ta sau lipsește cu desăvârșire. So now is how the Spirit does work in you or is totally missing. O să vedem momentul în care Duhul Sfânt își face lucrarea în viața noastră ca să ne facă cunoscut Domnului. So we see how the Holy Spirit works in our life to present Jesus or to help us know Jesus. În prima parte am văzut că unde lemnul este vorba despre Duhul Sfânt. So the first part we saw that when we speak about oil, it's about the Holy Spirit. Și în a doilea parte,
Înțelegem că și Duhul lui Dumnezeu vine cu dragostea lui Dumnezeu peste tine. In the second part, we understand the Holy Spirit comes with the love of God upon you. Și dragostea pentru Dumnezeu este diferită, nu este la fel ca dragostea pentru oameni. But the love for God is different. It's not the same as the love for people. Iar dragostea care este păstrată pentru Domnul, ea trebuie păstrată și nu trebuie împărțită cu nimeni. The love that is preserved for the Lord needs to be preserved and we cannot share it with anyone. Ca să putem înțelege, vă rog să citiți Psalmul 45 ca să nu mai luăm noi din timp. Și okay, acum so, vom vedea. Yeah. So, to be able to understand, please read Psalm 45 to understand these things. We're not going to read, not to take time. Și acolo vom vedea că este o mireazmă a undei lemnului. So there we can see that the anointing has an aroma. Și consider că acea mireazmă trebuie păstrată pentru Domnul nostru la întâlnire. And I consider that that aroma needs to be kept for our Lord when we meet him. Și acea întâlnire este numai pentru tine care pui în aplicare cuvântul lui Dumnezeu. And that meeting with the Lord is just for you that practice the word of God. A aștepta pe Domnul înseamnă să depui pasiune și dragoste. To wait for the Lord it means to have passion and love. Știți cântarea mea așa de dor de tine, Iisuse Domnul meu. There is a Romanian song say I long for you Jesus my Lord. E consider că cele cinci nechipzuite nu aveau acea dragoste pusă deoparte pentru Domnul. But I consider that those foolish virgins did not have set aside that love, deep love for the Lord. Vă rog să vă imaginați o mireasă care își așteaptă mirele. And I want you to imagine yourselves a bride that is waiting for the groom. Iar este lipsit de respect, de dorință, de dor, de dragoste, de pasiune. She's lacking the passion, desire, love. Cum va fi așteptarea? How is going to be her waiting? Vă spun eu cum va fi. Va fi o așteptare grea și plictisitoare. If she's going to be this way, I'll tell you, her waiting is going to be hard and boring. Iar întâlnirea nu va fi una fascinantă. And the meeting is not going to be a fascinant one. Asta se întâmplă cu mireasa care îl așteaptă pe Hristos. This is what's happening with the bride that is waiting for Christ. Tu ești vasul în care trebuie ca Domnul să pună un delemnul acolo. You are the vessel that the Lord needs to put the anointing of the Holy Spirit. Iar un delemnul acesta, Duhul Sfânt, vine cu dragostea nespusă de mare pentru Domnul tău, în primul rând. And this oil or anointing comes with the love for your Lord, first of all. Vă aduceți aminte sticluța cu mir spartă și unsă peste Domnul? Do you remember the woman that broke her alabaster bottle for the Lord? Vreau să vă spun că ceva mult mai asemănător se va întâmpla când va veni Domnul nostru. And I want to tell you that something similar, that more amazing will happen when the Lord will come. Tot cerul va fi plin de mirosul sfinților. The heavens will be full of the beautiful smell or aroma of the saints. Iar asta se întâmplă numai dacă ai în interiorul tău ascuns acolo, pus deoparte pentru el. But that will happen only if you have that hidden in your heart for the Lord. Închei capitolul spunând, tu ești vasul în care trebuie să locuiască Duhul. And I want to conclude by saying, you are the vessel in which the Holy Spirit needs you to be present. Și am vrea acum să vedem cum ne cunoaște pe noi Duhul în fața Domnului, cum ne face cunoscut. And now I want you to show how the Spirit makes us known to the Lord. Romani capitolul 8 cu versetul 26. Romans 8:26.
Și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunile noastre, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Likewise, the Spirit also helps us in our weaknesses, for we do not know what we should pray for as we ought, but the Spirit Himself makes intercessions for us with groaning which cannot err. Vreau să spun, să subliniem că Dumnezeu îi cunoaște pe toți oamenii. And I want to underline that God knows all people. Nu este nimic ascuns de ochii Lui. There is nothing hidden by His eyes. Dar e ceva diferit pe oamenii care El îi știe pe nume. But it's something different about the people that He knows them by their name. Duhul îți va repeta numele înaintea Domnului. The Spirit will repeat your name in front of the Lord. Dar nu în momentele când stai relaxat pe canapea. But not in the moments when you just stay doing nothing relaxed on the sofa. Nu urmărind un serial. Not when you try to see a movie. Nu uitând că își trebuie să vină Domnul. Not forgetting that the Lord should come. Și El va mijloci pentru tine înaintea Domnului când te vei ruga tu. But the Spirit will intercede before the Lord for you when you will pray. Când tu vei spune, Doamne, sunt slab și vreau să te cunosc. When you will say, Lord, I'm weak and I want to know you more. Doamne, vreau să te iubesc și nu pot. Lord, I want to love you, but I can't. Vreau să fac voia ta și nu pot. I want to do your will, Lord, but I can't. Ajută-mă. Help me. Vreau să te cunosc mai bine. I want to know you more. Vă asigur că atunci Duhul va mijloci pentru tine. And I assure you that at that time the Spirit will intercede for you. Atunci Duhul poate să rostească numele tău înaintea Domnului. Then the Spirit, the Holy Spirit can pronounce your name in front of the Lord. De aceea Domnul repetă cuvântul și spune, stăruiți în rugăciune. This is the reason the Lord speaks and repeats this word, pray constantly. Dacă observați la fecioarele cele cinci nechipzuite, Domnul le-a zis, nu vă cunosc niciodată. And you, if you observe the answer of Jesus to the foolish virgins, I never knew you. Asta ar însemna că le lipsea și rugăciunea, părtășia de la rugăciune. That would tell me that they are missing prayer or the fellowship. Și nu mă refer la rugăciunea din biserică. And I am not counting the prayer from church. Acolo toți ne rugăm. Because there we all pray. Și vorbesc de odăiță. But I'm talking about the personal room, the prayer room at home. Vorbesc de timpul la serviciu. And I'm talking about the time spent at work. Vorbesc când ești la bucătărie. And I'm talking when you are in the kitchen, maybe. Când ești la volan. When you're driving. Când ești pe schelă. And when you're working somewhere up above, working something construction. Vorbesc de acele momente când ești tu singur. I'm talking about when you are alone. Atunci să ai o relație specială cu Dumnezeu. Then you need to have that special relationship with God. Toți oamenii spun, Doamne, Doamne. All people say, Lord, Lord. Dar în momente dificile spun, Doamne, Doamne. But only in difficult moments they say, Lord, Lord. La spital, la necaz. When they are in the hospital, when they are in troubles. Dar fecioara înțeleaptă spune tot momentul, Doamne, Doamne. But the wise virgin always will call the name of the Lord, Lord, Lord. Și mai mult de atât, pune în aplicare cuvântul lui Dumnezeu cu toată dragostea. But above all, would apply the word of God with the whole heart and love. Și mai face ceva fecioara înțeleaptă. Dragostea care are pentru Domnul nu împarte cu nimeni. And there is something else that the wise virgin do. The love that she has for the Lord would not share it with anyone.
și întreb, cu cine ai împărțit sau împarți dragostea pentru Domnul? But my question for you is, with whom do you share the love you should have for the Lord? Știți că omul lui Dumnezeu are un timp în care trebuie să stea cu el. You know that every man has a time when he needs to stay in fellowship with the Lord. Acel timp cu cine îl petreci? That time with whom you spending? E ținut numai pentru el sau e pentru altcineva? You keep that time just for him or you share it with somebody else? Doamne, ajută-ne să ținem numai pentru tine. Lord, help us to keep that time only with you, for you. Anii tăi pe care ai, cu cine îi împarți? Your ears that God has given here on earth, with whom are you sharing them? Și în felul acesta împărțim dragostea care o avem pentru Domnul nostru. So this, in this way we share the love that we have for our Lord. Am vrea să petrecem cât mai mult timp pentru El. I want us to spend the most time that we can with him. Iar dragostea să crească pentru el picătură cu picătură. And the love for him to grow little by little. Și când va veni el. And when he will return. Dragostea aceea va izbucni din vas în afară, va da peste. That love for him would run over. Nimic nu te mai poate ținea. Nothing will be able to keep you, to hold you. Pentru că dragostea este prea mare. Because the love you have would be too great. Vorbim de un vulcan aici. We're talking about like a volcano. Doamne, umple-ne de această dragoste sfântă. Lord, please fill us this with this holy love. Nu te înșela să crezi că aștepți pe Domnul fără dragostea pentru El. Don't fool yourself or deceive yourself that you're waiting for the Lord if you do not have the love in your heart for Him. Mă rog Domnului ca să ne ajute să ne apropiem de El în fiecare zi. And I'm praying that the Lord will help us to get closer to Him each day. Și rugându-ne făcând voia Duhului, pentru că Duhul cunoaște gândurile lui Dumnezeu. And praying to do the will of the Spirit, because Holy Spirit knows the will of God. Imaginează-ți că astăzi te vei ruga. Imagine that today you will pray. Sincer înaintea Domnului. Sincerely in front of the Lord. Vei spune totul fără perdea. You tell him everything what's in your heart. Nu vei lăsa nimic ascuns. You will not leave anything hidden there. Vei spune, Doamne, până acum m-am rugat de frică. And you'd say, Lord, up to this point I pray because of the fear. M-am rugat că am avut nevoie de tine. I pray because I needed you. M-am rugat pentru țară și popor. I prayed for the country and people. M-am rugat pentru că diavolul m-a umplut de frică și groază. I pray because the devil put fear in my heart. Dar astăzi vreau să mă închin înaintea ta pentru că te iubesc. But today I want to worship you because I love you. Și dacă cer ceva, cer ca să mă smeresc înaintea ta că nu sunt nimic. And if I ask something of you is to help me humble myself in front of you because I'm nothing. Schimbă-mi viața ca să nu mai fie sac. Change my life, Lord. Nu mai vreau o pocăință ieftină. I don't want to live like a cheap Christian life. Nu vreau să mai fiu un vas gol. I don't want to be an empty vessel anymore. Nu vreau să mai am în mână o scriptură pe care nu o înțeleg. I don't want to have in my hand a Bible that I don't understand it. Pentru că mi-a lipsit unde lemnul. Because the anointing of the Holy Spirit was missing in my life. Te rog, luminează-ne ochii minții ca să înțelegem. Please enlighten the eyes of my understanding so I can understand you, Lord. Și știți ceva? Domnul nu va sta nepăsător. And you know something? The Lord will not just stay there without doing anything. L-am întrebat, Doamne, când strigă un nenorocit, oare Tu te faci de piatră? And I asked him, Lord, when somebody is calling upon you, do you have a heart of stone?
Nu știu cât mai avem de trăit pe pământ. I don't know how long we still have to live here on earth. Și Scriptura ne arată că suntem departe de El. But the scripture shows us that we're kind of far away from him. Și am vrea să ne apropiem, să fim plini de putere pentru El. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. And I want us to get closer to him, to be full of power, and may the Lord help us in this direction. Și lucrul acesta se întâmplă numai dacă vine Duhul să ne inundă. But these things will happen only when the Holy Spirit will come upon us from abundance. Și cred că în urma rugăciunii Duhul va merge înaintea Tatălui și va rosti numele Tău. And I believe that after this type of prayer, the Holy Spirit will go in front of the Father and pronounce your name. Înaintea Domnului Iisus va spune numele Cutărescu, Ion, Gheorghe, ne-a cerut în ajutor. And in front of Jesus, the Spirit will say the name, whatever your name is, George, whatever name it's, he or she asked my help. Ține minte, numai o singură dată dacă Domnul te cunoaște, e suficient. And remember, only if one time the Lord knows you, that is sufficient for you. Pentru că Domnul a spus celor nechipzuite, niciodată nu te-am cunoscut. Because remember, the Lord spoke to the foolish virgins, I never knew you. Așa că închei mesajul cu gândul acesta. So I conclude my message with this thought. Aleargă după o relație cu Dumnezeu. Run to find the true relationship with God. E singura relație care merită sacrificiu. This is the only relationship that deserves sacrifice. Dacă Dumnezeu îți va rosti numele, Lucreția, Valentin, sau nu știu, Simonica, oricine ar fi, e extraordinar, e minunat. If the Lord will pronounce your name, Lucreția, Valentine, Simonica, or wherever we are here, that's awesome. Asta înseamnă când va veni El, ne va striga, veniți binecuvântați Tatălui acasă. And that means that when He will come, He will say to you, come, my blessed. Vă binecuvântăm în numele Domnului și nu uitați, stăruiți cu lacrimi înaintea Domnului, ca Duhul să mijlocească pentru noi, să intervine El, pentru că de multe ori nu știm cum să ne rugăm. So I conclude and please do not forget, pray with tears in front of God and the Holy Spirit will intervene in your life and intercede for you because many times you don't know how to pray. Fie ca Duhul să mijlocească pentru fiecare dintre voi. And multă pace și binecuvântare. May the Lord intercede for each and every one of us. The peace, the blessing be upon each and every one of you. Amen. Amen. Domnul să vă binecuvânteze, frate mare.